prin acțiunile pe care dorim noi să le facem în perioada asta grea pentru întreaga omenire, încercăm să combatem virusul. Nu spun că îl stopăm, dar încercăm să-l combatem și vom derula acțiuni în toată perioada următoare pentru toată zona orașului Mirveni. Astăzi și mâine vom efectua dezinfectarea scărilor de bloc a aleilor pietonale în orașul Mirveni, urmând ca luni să avem intervenție în toate zonele unde sunt case din orașul Mirveni, străzile și aleile pietonale, iar marți, miercuri, joi, vineri vom merge în toate cartierele orașului, la fel și acolo vom încerca dezinfectarea tuturor străzilor și trotuarelor din cartiere. Vrem prin acest semnal să dăm încredere cetățenilor că ne interesează soarta noastră, soarta tuturor, și facem un apel către dumneavoastră să înțeleagă că și noi suntem oameni și salariații noștri ai Societății Servicii de Ritare sunt și ei oameni cu griji, cu familii, cu nevoi, cu frică pentru acest virus, să ne înțeleagă și dacă sunt anumite probleme pe care dumneavoastră le constată, fără răutăți, fără ironii, să încercăm să le rezolvăm pe toate. Astăzi sunt și eu prezent, echipat în mijlocul colegilor mei, pentru a da acea încredere și a vedea efectiv cum se derulează activitatea, pentru a desfășura în bune condiții pe viitor această activitate. Sperăm să dea Dumnezeu ca după sărbătorile pascale să intrăm într-un ritm normal, să ne începem viața de zi cu zi normală și, din păcate, și în cadrul Societății Servicii de Ritare va fi nevoie să trimitem o parte din personal în șomaj tehnic, fie că vom primi acei 75% de la guvern sau îi vom suporta noi. Asigurăm pe această cale toți salariații Societății Servicii de Ritare, că împreună cu Primăria Orașului depunem toate eforturile ca oamenii să nu rămână fără locuri de muncă. Gestionăm astfel activitatea încât mai bine trimitem parțial sau prin rotație salariați în șomaj tehnic, astfel încât să putem să plătim salariile până trecem de acest moment critic, pentru că trebuie să fim conștienți în perioada următoare, după, sperăm noi, finalizarea sau diminuarea virusului, să începem activitatea normală, dar vor fi anumite sincope economice, suntem conștienți de acest lucru și ne dorim noi să nu reducem niciun loc de muncă.